Violența asupra femeilor ne privește pe toți. Poți să închizi ochii, să te prefaci că nu vezi, că nu auzi, că în jurul tău nu se întâmplă. Poți să ignori toate semnalele, să spui că nu e treaba ta, să dai vina pe lipsa de educație sau de resurse. Dar, contrar credințelor populare, nu o controlează din prea multă iubire, nu a fost violată pentru că purta o fustă prea scurtă, nu a fost omorâtă pentru că l-a lăsat și nu suporta viața fără ea. România va deveni un stat sigur pentru fete și femei atunci când vom taxa fiecare act de violență sexuală sau emoțională, atunci când efortul va fi comun. În lupta pentru combaterea violenței asupra fetelor și femeilor, poți fi doar aliat sau agresor. Tu, ce alegi?